Salutări, dragi YouTuber sau Facebookiști! Mă numesc Paul și astăzi poate vin în salvarea multora care își doresc să poată folosi aplicația YouTube de pe telefon. Bineînțeles, în timp ce accesează alte aplicații, gen să stai pe Facebook și să asculți muzică de pe YouTube în același timp. E bine, există aplicația Listen on Repeat și ca și o altă mare bucurie ce ne oferă aplicația este aceea de a putea asculta muzică și cu telefonul blocat în buzunar. Avantajele deci sunt ascultarea pieselor favorite de pe YouTube în timp ce alegi să faci altceva, de exemplu, să chatuiești. După cum se înțelege din titlu, poate pentru unii reprezintă o jumătate de zâmbet. Aplicația repetă piesa actuală fără să facă trecerea la următoarea. Pentru asta există mixurile lungi, poate a lui Guță, Salam, Colindele de 3 zile a lui Hrușcă. Există, bineînțeles, și YouTube Red, dar nu și pentru țara noastră. Mulțumesc, domnule Dragnea, și oricum costă bani. Și ăla face cam aceeași chestie, dar cât că pot să selectez piesele să-ți meargă în particular fiecare pe rând. Tot fabricanții, să zicem așa, la aplicație au și un site care le recomand pentru cei care și-au găsit piesa vieții lor. Mă rog, a săptămânii, care o pot asculta de 200 de ori ca apoi să se simtă vinovați, triști și cu gândul că au abuzat de piesă, precum un cuplu de pocăiți la finalul postului de 5 ani. Doamne ajută. Cel mai simplu mod de a repeta o piesă e doar să adaugi cuvântul repeat și nu cum se aude. După cuvântul YouTube din URL. Apoi pleznind tasta de enter și vei fi trimis pe site-ul lor unde va începe magia. Voi adăuga link-urile în secțiunea de mai jos de sub de videoclip și nu dețin drepturi pe aplicație, nu o promovez intenționat și nici nu sunt pedist, cred. Sper că v-am fost de ajutor, orice like și subscribe e binevenit și așa mă va stimula dacă nu să fac și alte episoade în care aș vrea poate să vă ajut.